Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video! Da, sunt singur. Ierica este la somn. Este ora 3 și face ameaza împreună cu Codrin. Asta este! Trebuie să fac ameaza. Nu a vrut, dar special am trimis-o pentru că i-am pregătit o surpriză. Ea este la bunici și noi de acasă i-am cumpărat un avion pentru că și-a dorit foarte mult. I-am cumpărat o piscină pe care am umplut-o cu apă și mai avem o surpriză pentru ea. Am trecut pe la McDonald's și i-am cumpărat niște jucării. Are 4 în total. Eu îi le voi lua și îi le voi ascunde și când se va trezi, o voi pune să le caute. Nu știe despre ce e vorba, așa că haideți să vedem care va fi reacția ei. Până atunci, voi nu uitați să vă abonați, să dați like și să ne scrieți în comentarii dacă vă place genul acesta de filmulețe. Hai să îi ascund aceste jucării. Prima dată îi voi ascunde asta, prima punguță, aici, în mașinuță. Apoi, avionul acesta trebuie să îl pun undeva unde să nu-l vadă chiar atât de simplu. Să îl pun aici, în copac sau acolo jos. Cred că am să îl pun așa. Ca și cum s-ar fi prăbușit aici. Așa. Ia. Stă perfect acolo. Să mai scoatem de aici. Mai avem câte o jucării pe care Codrin le-a desfăcut. Așa. Avem un cățeluș. Cățelușul să-l punem undeva. Mă gândesc. Acolo îl voi pune. Pe acea piatră. Îl punem aici. Așa. Încă o jucărie. Mai avem pisoiașul ăsta pe care o să îl pun, tot pe aici, apropiate cumva una de alta. Era să o scap. Să-i pun pisica așa aici. Stă bine. Ok. Și a mai rămas punguța asta pe care o voi pune. Știu eu unde să o pun. Surpriză! Băi, mățișor, ce cauți aici, băi? Eu aici întreabă, ce cauți tu aici? Stai acolo. Da, să nu o las așa, să o dau un pic aici într-o parte, să nu o vadă. Ok, și acum să o așteptăm pe Erica. Hola. Ce faci, tata? Bine, Ai făcut un anii bine, te-ai odihnit? Da. Da? Foarte bine, pentru că ți-am pregătit o surpriză, tati. Da? 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 Da, de fapt nu e o surpriză, sunt mai multe. Dar dacă vrei să le vezi, trebuie să ieși afară. Ok. Ce e cu piscina aia? Cum ce e? Ți-a luat o piscină? V-am luat piscină, tati, și ție și lui Codrin. Da, am pus și apă în ea. Cât ai dormit? Ia. Are și musculiță. Are și o musculiță, două, normal. Ce e aia? Ia vezi ce e aia. Dar e goală. Normal că e goală, tati. Și știi de ce? Pentru că ți-am pregătit vânătoarea de comori cu niște jucării. Da. Așa că ai de căutat. Eu îți voi da câteva indicii. Da? Prima dată îți voi spune așa. Volan. Volan, tata. Unde găsești volan? Acolo găsești. O mașinuță. Mașinuța lui Codrin. Lasă că e o muscă, nu-ți face nimic, nu te speria. Oi, ce e asta? Oi, nu știu. Hai, o punem deoparte, că mai avem, tata, la unde vrei, ori lângă piscină, ori dacă nu le pui acolo în mașinuță, lasă-le mai bine în mașinuță, așa, și următorul indiciu este, copac. Ce e asta? Un avion, tati! Păi nu... Mi-am dorit. Știu...
Ia privește ce avion fain. Nu știu, facem imediat probe, dar ce vreau să-ți spun este că avionul ăsta are luminițe. Priviți, copii, avion cu luminițe. Da, are. Uite, aici are un buton. Uite, baterii cu buton. Ia, deschide-l. Poți să-i aprinzi luminițele. Ia, priviți. Ia, priviți, luminițe. Din asta wow. Mai văsuci la copii. Uh-huh. Ia, fă-i vânt să vedem cum zboară. Wow! A căzut avionul în cap. Următorul indiciu este tufiș. Sunt mai multe. Sunt mai multe, în spatele tău. Ăla? Da. Sunt mai multe, auzi la ea? Așa, 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 te-ai dus bine. O meță. O pisicuță, tati. Hă? O, luminează. Da, are acolo. Și eu văd că îi se mișcă capul. Mhm. Dar oare de unde e? Păi, ți-am adus-o eu, normal. De unde? De la McDonald's. O. Doar că asta a apucat să o desfacă Codrin. Să știi, el am scăpat-o pe mâna lui și a desfăcut-o. Și următorul indiciu este piatră. Da. Ce cățeluș! Ce fain este, nu? Au o furnică! S-au urcat furnicile pe el. Ăsta, cățelușul acesta, este tot de la McDonald's. Gata. Ai lăsat furnicuța acolo? Da. Și mai am un singur indiciu pentru tine și am terminat vânătoarea. Trambulina. Pisicuța, tot aici ești, pisicuțo. Hai, pisico. Aceasta este pisicuța de la bunici. Ce e aia? Dă-te mâță. Dă-te, că vreau și eu. Mâță enervantă. Hai că te ajut, vrei? Poți să te dai mersi. Și acolo ce ai? Un cățel. Un cățel? Cred că este ăsta. Ia, hai să le desfacem să vedem. Hai, le prezentăm pe toate, da? Da. Hai după Erica. Hai să vedem. Avem motănașul ăsta din de ce de... Spuneți-ne voi din ce desene animate este acest motănaș. Eu știu. Ia spune. Din Pets? Da. Și cățelușul cred că tot de acolo este. Da. Scrieți-ne în comentarii dacă avem dreptate. Știu primul, doar că Pets și Doi și mai era o denumire. După din asta. Mi-am înțeles. Și acolo ai? Ce scump e, parcă e un bursucuț. Ia privit. Ia. Ce face? Vezi? A, și uitați cum îi fac ochii în cap. Wow, a căzut. Asta nu vrea să stea acolo, stai băi acolo. Așa. Asta. Cu skateboard? Așa, ia priviți. Când îi învârți de codiță, roțile își schimbă sensul de mers. Ia priviți. Vedeți? Ce tare! De unde ai avut timp să le iei pe toate? Am oprit pe la McDonald's înainte de a veni la bunica. Și am cumpărat aceste jucării. Și aici cățelușul, dacă îi învârți coada, ia priviți cum îi face capul. Vedeți? Așa. Ți-a plăcut, tati, vânătoarea de cobor de astăzi? Da? Vouă, copii, v-a plăcut? Îți este cald, așa-i? Mhm. Hai să vină cu aia.
Da, așa se pare. Mai bine, să sperăm că nu. Da, acesta a fost videoul nostru de astăzi. Noi ne ducem la Bălăceală. Da. Iar vouă, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați. Pa!